Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust. Da, eu fusei la Londra într-un weekend mic, în excursie cu colega de apartament, cum se spune, și dacă te duci la Londra, nu se poate să nu mănânci un mic dejun pe care ori îl iubești, ori îl urăști, nu există cale de mijloc, și anume micul dejun englezesc, care vine în mai multe feluri, în două de obicei, adică micul dejun englezesc și micul dejun englezesc complet. Al campionilor. Da, al campionilor. Eu am luat pe ăla complet, măcar o dată în viață, dacă nu o dată pe săptămână, trebuie să încerci micul dejun englezesc, care se face foarte simplu și care ți ajunge în principiu pentru 2-3 zile, adică mănânci un mic dejun, după aia nu mai mănânci nimic 2-3 zile, dar dacă îți place, nu te poți opri, este savuros. Eu sunt căzut în cap după acest mic dejun englezesc, din când în când mai fac și acasă. Și el conține ochiuri, cârnat, șuncă, bacon, în principiu, roșii, ciuperci, fasole. Fasole este o fasole care vine la o cutie de conservă, nu o să spun marci acum, da, da, da. Care vine într-un sos tomat, e o fasole aia mai dulcică, zaf și cu mine, deci înțelegem despre ce vorbim. Luca urăște acest mic dejun. Da, ceva ce se cheamă black pudding în Anglia sau sângerete la noi. Sângerete, da. Da, păi și ceva care nu are traducere, dar hash brown, care ar fi cartofi rași și prăjiți și pâine, dar nu pâine prăjită toast, adică prăjită în prăjitorul de pâine. Și după ce ai gătit tot baconul și toate alea, nu știu ce, pâinea prăjită în tigaia în care ai făcut astea. Nu le iau ăla. Da, aoleo. Da, în untură. Este nebunie. Ochiurile se fac ca ochiurile, fasolea se deschide cutia de conserve, se pune acolo și pa. Ori o pui direct într-o crăticioară și o încălzește așa, ori într-o crăticioară cu apă, cutia trebuie să fie deschisă și o încălzește în felul ăsta. Cârnatul e cârnat, poți să-l faci și pe ăsta la cuptor, alături de fâșiile de bacon, le pui pe o tăviță, da, pe o tăviță, pe o hârtie de copt și acoperi cu altă hârtie de copt ca să nu sară peste tot, înțelegeți? După aia în altă tigaie rumenești ciuperci, roșii tăiate pe din două, trebuie și ele rumenite practic, nu le gătești de tot, numai cât să se caramelizeze. Sângeretele, dacă vrei sângerete, ok, îți pui, dacă nu, nu, hai, el are. Este la foarte sângerete bun. Să renunțăm. Iar hash brown, mamă, este o nebunie. Asta e foarte controversat, da. Cartofii ăștia rași, că unii englezi spun că este un import american, alții spun că este oricum foarte bine să ai și cartofii ăștia rași. Deci ăștia cum se fac? Foarte pe scurt vă spun, cartofi curățați, dați pe răzătoarea mare. Se pun într-un castron, după care, mă rog, se răstoarnă într-un tifon. Tifonul respectiv se răsucește ca să storci cât mai multă apă din ei. După care poți să le adaugi o linguriță de făină și un ou, nu obligatoriu, și neapărat un pic de ceapă tocată sau praf de ceapă, dacă vrei. Și cartofii ăștia rași, fără sare și fără piper deocamdată, îi pui într-o tigaie încinsă cu foarte puțin ulei, într-un strat de cel mult un centimetru grosime. Așa ca o chiftea. O... Până când se rumenesc, dacă au clătită, până când se rumenesc pe o parte și după aia, ca să-i întorci simplu, îi tai în patru, în tigaie îi tai în patru și întorci fiecare feliuță de genul ăsta, îi rumenești pe partea cealaltă. Abia atunci pui sare și piper, că altfel sarea mai scoate apă. Ideea este ca la final să ai ca o plăcintă de cartof ras, care să fie crocantă pe exterior, și fragedă, moale și fierbinte pe interior. Și ăsta este micul dejun englezesc. Vă spun, deci dacă te uiți la el, în prima fază zici că lucrurile alea n-au legătură și n-ar trebui să întâmple așa. Combină... Știi? Dar e ceva... Da. Și dacă îți place, mănânci odată și după aia mănânci toată viața. Eu nu te poți opri. Este ceva uluitor de bun. Uluitor de bun. Sau, din potrivă, nu poți să-l suporți, cum e Luca. Băi, nu, eu când am fost în Anglia, am fost și eu la un moment dat și am selectat din tot ce ai vorbit tu aici. Da, cârnații. Nu, au niște cârnați, măi, nu, adică noi suntem campioni cârnaților. Cârnați cu șuncă și cu ou. Eu prima dată am văzut în Cipru. Că, mă rog, legătură cumva. Colonie, și imaginează-ți un restaurant de la cu liniște, toată lumea era preocupată de mâncare, și eu strigând, au fasole la micul dejun, avem o omidă în studio, pe cutie. Auzi, e mică, uite, draga de aia. Da, da, da. Să nu începeți istericale sau ceva pe aici. Da. Deci eu am selectat din micul dejun englezesc doar ouăle, baconul și hash browns. Da.
Atât. Și roșie coaptă, că merge bine. Da, alea, fasole, sângerete, Doamne ferește, cârnatul ăla odios, că un cârnat... Aoleu, cât de bun e. Băi, de situația lui, în fine. Băi, da, ideea e că, acum, dacă am vorbit de acest mic dejun care e hipercaloric, probabil are 2000 de calorii... 2-3000 de calorii, cred. Și cel mai nesănătos din lume. E foarte sănătos. E pentru oameni sănătoși care merg la coasă. Exact. Venim și cu varianta super sănătoasă, light și foarte ușor de făcut. În dimineața asta, cu brânză cottage de la Delaco. Sunt două sortimente de brânză cottage de la Delaco. Una cu 2,2% grăsime pentru cei foarte finuți și una cu 4,5% grăsime pentru cei doar finuți. Ai vreo una cu 4% pe lângă tine pe acolo? Ia aruncă și 4,5. 4,5, da, aruncă și mie una. Și apuci de ea acum? Da, hai. Așa, poate se spărgea, muream de râs. Mare gust pentru un start bun. Asta și e atât de simplu, iei brânză de asta cottage, îți mai trebuie ceva semințe de chia cam o lingură, miere, sau dacă nu vrei cu miere, poți să pui agave. Știți voi ăștia care folosiți de-astea ce zic? Așa. Două linguri de cereale, granola ar fi ideal, sau orice alte cereale, ceva fructe de pădure, încă se găsesc și în piață la obor, vă recomand. Și nuci sau alune de pădure. Da. Și faci straturi. Știi? Amesteci în cutiuță direct brânza cu semințele de chia și cu mierea. Okay. Nu-mi pune întrebări cu semințele de chia, te rog, că te simt. Ce crește din semințele de chia? Chii! Așa. Da, și din semințele de Hyundai? Deci amesteci bine astea și pe urmă le așezi într-un bol sau într-o cană sau direct într-un borcan dacă vrei să le iei la pachet, la serviciu. Și faci straturi. Brânză de asta cu miere și chia. Da. Cereale, fructe de pădure, nuci. Da. Dacă ești o finețe, te-ai oprit aici. Așa? Dacă e cazul nostru, iei 2-3 cutii și faci straturi până te saturi. Da. Și poți să o faci și de seara și să o lași la frigider până a doua zi dimineață. Da. Stă foarte bine ca să nu stai dimineața să montezi dacă ești pe grabă să pleci la serviciu. E și ușor să arată. Brânza asta cottage de la Delaco se transformă într-un mic dejun excelent, foarte sănătos, foarte ușor de făcut. Rețeta vine de la Greta Apostol, de la site-ul de mâncare. Mulțumim, Greta, pentru sugestie și prezentare. Da, deci aveți foarte astăzi bună la Culinaria două variante de mic dejun, dacă vreți, oricare dintre ele foarte, foarte bun. Și apropo, astăzi de la 1 și un sfert, la România în direct, invitata lui Cătălin Striblea și gata să fie luată la întrebări și să vă răspundă tuturor nedumeririlor legate de nutriție, prietena noastră Mihaela Bilic. Să rămână. Dr. Mihaela Bilic, astăzi la România în direct, de la 1 și un sfert, să nu ratați emisiunea. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.